Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2016, polițiștii serviciului rutier Alba au depistat un bărbat de 36 de ani din Alba Iulia, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. Un alt bărbat de 67 de ani din comuna Sășciori a fost prins conducând și acesta un autoturism sub influența alcoolului. În urma testării conducătorilor auto cu aparatul etilotest, aceștia au fost conduși la spitalul din Alba Iulia, unde li s-au recoltat mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de aceștia, cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.